Produsul nostru este inteligența ca serviciu. Inteligență supercapabilă, genul de inteligență care poți să-i spui du-te să vindeci boala asta. Asta spunea Sam Altman într-un interviu recent jurnaliștilor de la Financial Times. Puțină lume înțelege însă profunzimea acestei idei, acestei revoluții de proporții istorice. Nu prea folosesc eu superlativele, dar cred că suntem foarte aproape de un moment mai important decât apariția electricității, a telefoniei mobile sau chiar a internetului. Aș pune asta pe același nivel de importanță cu apariția vieții inteligente pe Pământ, adică a noastră, a oamenilor. De vreo câteva sute de mii de ani, noi suntem specia din vârful piramidei. Nu suntem mai puternici decât un tigru, mai mari decât un elefant și nici mai rezistenți poate decât o bacterie. Dar le dominăm pe toate de pe planetă cu inteligență și limbaj. Ei bine, era aceasta s-ar putea apropia de sfârșit. Ok, hai să o spunem pe șleau. În timpul vieților noastre vom avea aici o specie superioară pe această planetă. Întrebarea care se pune este dacă putem să ne asigurăm că ne va trata omenește? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Sam Altman și toată industria inteligenței artificiale lucrează fix la crearea acestei noi ființe. Mai inteligentă decât noi, mai capabilă, neobosită, atentă și prezentă și aproape nelimitată. Singura limitare a acestei specii electronice ar putea deveni doar cantitatea de energie pe care o poate consuma ca să proceseze informația, adică pentru a gândi. Ne va da răspunsuri la orice întrebare, nu doar la temele de la școală sau la e-mail-uri plictisitoare și ne va rezolva toate problemele pe care le avem sau pe care doar credem că le avem astăzi. Sărăcie, boală, poate chiar pace și energie nelimitată, toate acestea în timp ce mintea ei ar putea deja plănui lucruri imposibil de înțeles sau de prezis de orice pământean, limitat doar de miliardele de neuroni biologici. It's a place that's not of the physical world. Where everything else is that I didn't even know existed. I love you so much. This is where I am now. And this is who I am now. And I need you to let me go. As much as I want to, I can't live in your book anymore. De aceea cred că acest moment este cel mai important al vieților noastre. De aceea trebuie să vorbim despre ce se întâmplă acum la OpenAI. În următoarele minute încerc să-ți explic un pic de context din spatele scandalului care ar putea distruge o companie de 90 de miliarde de dolari pentru a crea mii de miliarde, adică trilioane, pentru megacorporațiile care vor să controleze viitorul și specia umană. Un pic de istorie, da? OpenAI a apărut parcă din senin, dar cu misiunea să promoveze și să dezvolte inteligența artificială prietenoasă care să beneficieze întregii umanități, nu doar câtorva privilegiați. Fondată în decembrie 2015 de un grup de antreprenori și cercetători de top, printre care Elon Musk și Sam Altman, OpenAI a intrat rapid pe scena tehnologică cu mare zgomot. Aniversăm zilele acestea doar un an de la lansarea ChatGPT, softul care a adunat cel mai rapid din istorie prima sută de milioane de utilizatori. Și avea zilele trecute, compania aceasta o evaluare de 90 de miliarde de dolari, deși au pornit ca o fundație, deci non-profit. Parcă ieri era 2015, iar acum ne uităm la OpenAI ca la o instituție veterană în domeniul AI. Ei sunt de fapt numărul 1, etalonul în domeniu. În cei 8 ani au reușit ceva ce nimeni nu credea posibil. Să învețe calculatoarele, să învețe. Au creat neuronii digitali și astfel a explodat dezvoltarea modelelor de AI impresionante precum GPT. Ce sunt astea? Generative Pre-trained Transformer și DALL-E, ala care face imagini. Apoi au venit colaborările cu Microsoft și alte corporații gigant. Așa au trecut de la fundație non-profit la business. Și de aici apar și problemele imposibil de rezolvat aparent. La bază, OpenAI este tot fundație, cu un comitet de conducere. Această fundație are însă nevoie de fonduri pe care le ia cu miliardele de la companii. Dacă urmărim banii, Microsoft este principalul partener și sugar daddy al lui OpenAI. Și momentan corporația este gata să înghită tot ce e valoros la OpenAI. Iar asta e problema. Cum face OpenAI
să-și atingă scopul inițial fără să-și vândă sufletul ori să-și piardă creierele și tehnologia în favoarea Microsoft. Microsoft actually may be more in control than, say, the leadership team at OpenAI realizes. I mean, Microsoft, as part of the Microsoft investment, they have rights to all of the software, all of the model weights, and everything necessary to run the inference system. Satya Nadella responded to CNBC saying that's factually not correct. L-am întrebat pe ChatGPT care este carta, adică misiunea OpenAI sau OpenAI. În esență, aceasta subliniază angajamentul OpenAI de a dezvolta inteligența artificială avansată într-un mod sigur și benefic pentru umanitate prin, și acum fiți atenți că vine o listă, 1. Promovarea și protejarea umanității, adică își propune să se asigure că inteligența artificială va fi folosită pentru a influența pozitiv societatea și să evite utilizările care ar putea avea efecte dăunătoare. Momentan aș zice că da, cam așa este. Nu prea reuși nimeni să facă bombe pe ChatGPT, dar au încercat. 2. Colaborare largă. Organizația își propune să colaboreze cu alte entități de cercetare, guverne și organizații pentru a atinge obiectivele sale. Păi GPT-urile OpenAI nu sunt tocmai publice și open source, nu poți să vezi codul. Da, există un abonament gratuit, dar codul sursă e secret. Trebuie să plătești pentru GPT-4, spre exemplu, și nu rulează decât pe serverele OpenAI. Deci, mai greu cu a toată asta. 3. Transparență. OpenAI își propune să fie transparentă în cercetările sale, cu excepția cazurilor în care acestea ar putea duce la utilizări nesigure ale tehnologiei AI. Din nou, codul nu e public, deci nu a fost încă auditat. Mai mult, sunt acuzați că au copiat tot internetul pentru a-și antrena modelele de limbaj, inclusiv poze, cărți, muzică și alte creații preluate fără drepturi. Sunt procese în instanță pentru asta. 4. Fără profituri excesive. Deși OpenAI poate genera venituri, nu își propune să obțină venituri excesive și nici profituri. Se va concentra mai degrabă pe beneficiul public. E bine, fiecare căutare pe ChatGPT costă totuși câțiva cenți în procesare în cloud, deci nu cred că sunt profitabile astăzi. Dar există un motiv pentru care Microsoft investește zeci de miliarde pentru asta. Detalii un pic mai târziu. Numărul 5. Supraveghere și control. OpenAI își propune să dezvolte tehnologii AI care sunt sigure și care pot fi controlate și supravegheate de oameni. Ei bine, aici e buba. Pentru că primele 4 capitole par mai mult sau mai puțin depășite, Consiliul de Administrație al Fundației a crezut că e necesar și urgent să tragă frâna de mână. L-au concediat pe Sam Altman, aparent după ce tocmai ce fix cercetătorul șef și tatălui ChatGPT, Ilya Sutskever, le-a prezentat argumente care i-au făcut să decidă că nu mai pot avea încredere în liderul lor carismatic și foarte convingător, Sam Altman. Consiliul de administrație al companiei a declarat că nu mai are încredere în capacitatea sa de a continua să conducă OpenAI și că nu a fost întotdeauna direct în comunicările sale cu Consiliul, adică i-a mințit. Ce nu le-a spus Altman este că în timp ce strângea fonduri pentru ChatGPT-5, voia să strângă câteva miliarde de dolari de la investitori, inclusiv de la saudiți, pentru a lansa o altă companie de chipuri, cu numele de cod Tigris, o companie care ar fi trebuit să concureze cu Nvidia, liderul mondial care furnizează acum mare parte din tehnologia care ține în funcțiune serviciile de AI. Cele mai vândute plăci de la Nvidia au 100 cost aproximativ 10.000 de dolari, RTX 8000 vreo 6.000 de dolari acum, RTX 6000 vreo 3.000 de dolari. Începeți să vedeți unde bate toată miza. Dacă ne uităm pe bursă, înțelegem de ce Nvidia este marele câștigător al acestei curse în armării tehnologice cu plăci grafice. Cu toate astea, Consiliul OpenAI nu și-a făcut bine socotelile. Totodată l-au degradat și pe președintele Greg Brockman, o figură cunoscută de pe scena lansărilor, cu aplauze multe la fiecare nouă generație de GPT. Ce nu au luat însă în calcul este cât de unit e colectivul OpenAI și ce prostie capitală au făcut când l-au concediat așa rapid și sumar pe Altman într-o conferință pe Google Meet. Stupid de-a dreptul. După numai 2 zile, duminică noaptea, șeful Microsoft anunță că îl angajează pe Sam Altman într-o divizie specială de AI a Microsoft și împreună cu el pe alți angajați OpenAI cu care va continua să colaboreze. A doua zi, 500 de angajați ai OpenAI cer demisia Consiliului după demiterea lui Altman și cere angajarea acestuia înapoi, în timp ce ăsta era deja confirmat la Microsoft. Angajații OpenAI acuză Consiliul că
nu a procedat corect și că nu a furnizat destule dovezi ca să susțină afirmațiile că Altman a mințit. De asemenea, tot ei amenință că îl vor urma pe Altman la Microsoft dacă acest consiliu nu demisionează în bloc și nu-l readuc și pe Greg Brockman înapoi. Și fix asta s-a întâmplat la numai câteva ore după ce am înregistrat acest clip. Iată, Sam Altman se întoarce, dar întreg consiliul de administrație OpenAI pleacă. Șeful Microsoft, Satya Nadella, pare însă mulțumit. Câteva voci, printre care și a unuia dintre fondatorii inițiali, adică Elon Musk, ridică întrebarea. Ce au descoperit așadar cei de la OpenAI cu doar câteva zile înainte de tot acest scandal? Nu avem încă un răspuns, pentru că drama e încă în derulare și vocile importante încă tac. Dar știm ce urmează. O colaborare strânsă între OpenAI și Microsoft care vine cu banii. AGI, adică inteligența artificială generală, este miza acestei bătălii. Satya Nadella visează că acest AGI, o ființă mai inteligentă decât oricine, va lucra la Microsoft. Momentan într-acolo ne îndreptăm, iar compania pune la bătaie de aici înainte mai mulți bani decât vă puteți imagina pentru a face asta posibil. Peste 50 de miliarde de dolari anual vor intra în centre de date alimentate cu energie nucleară, conectate prin sateliți cu procesoare de ultimă generație. America nu a cheltuit atât nici pentru autostrăzi, aeroporturi sau misiunile NASA. A fost mai ieftin să ajungem pe lună. Înțelegeți cât de important este momentul ăsta? Da, și eu sunt preocupat de viitorul apropiat. Dar știu sigur că e o idee proastă să rămânem doar spectatori. Dar trebuie să mă opresc aici pentru astăzi. Vom reveni la acest subiect cu răspunsuri la întrebările voastre, de la care aș vrea să încep în episodul următor. Le aștept mai jos. Nu vă fie teamă să spuneți ce gândiți. Încă mai avem un cuvânt de spus în legătură cu viitorul nostru. Și dacă se uită GPT-5 la chestia asta, îmi cer scuze.